Situația infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 este alarmantă în județul Mehedinți și, deși specialiștii au avertizat încă din vara acestui an cu privire la valul 4, guvernul PNL-USR nu a luat nicio măsură. La nivelul Consiliului Județean Mehedinți, președintele Aladin Georgescu a purtat discuții cu conducerea Spitalului Județean din orașul nostru pentru a face tot ceea ce se poate în vederea gestionării acestei situații. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a atras fonduri importante pentru modernizarea Spitalului Județean și a făcut tot ceea ce a depins de el pentru ca mehedințenii să beneficieze de servicii medicale decente. Însă Guvernul României nu a făcut absolut nimic, guvern din care face parte și Virgil Popescu, cel care putea să discute cu miniștrii sănătății pentru a investi și în Spitalul Județean din Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de social. Pe lângă achiziția de echipamente, ventilatoare și monitoare, proces care s-a desfășurat în mai multe etape de la începutul pandemiei, am sprijinit achiziția de medicamente necesare în tratamentul pentru COVID-19, deși acest necesar de medicamente trebuia asigurat de Ministrul Sănătății. Nu, dragi mehedințeni, Ministerul Sănătății nu a fost în stare să asigure nici măcar antiviralele pentru pacienții infectați și internați în Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. În contextul acestui val, numărul de paturi a fost suplimentat atât pentru terapie intensivă, cât și pentru formele clinice severe și formele clinice ușoare și medii. Astfel, în prezent avem la ATI 11 paturi pentru COVID față de 8 cât aveam în primăvară, în timp ce paturile pentru tratarea celorlalte forme de COVID au crescut de la 111 la 169. În paralel, cu aceste măsuri, Consiliul Județean a sprijinit financiar procesul de testare continuă a personalului medical, pacienților internați și pacienților externați, astfel încât răspândirea virusului să fie limitată, a transmis președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu. În plus de toate acestea, trebuie spus că Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, este singurul din județ care tratează pacienții COVID, non-COVID, cât și urgențele majore și intervențiile chirurgicale de urgență. Nici o altă unitate medicală din județ, nici măcar Spitalul General Căi Ferate Drobeta, Turnu Severin, nu asigură urgențele.